Dați-mi voie să vă salut din nou, de data asta, să spun așa, într-un mod mai oficial. Și vă mulțumesc din suflet că v-ați făcut timp și ați venit în seara asta, prin traficul așa cum este ieri. Da, de la Pitești, fiecare am venit de unde am putut. Și de la Cluj. Am venit la primăvară. Doamna Maria Rozmăciorniță, domnul Dan Vasile, Mihaela Tatu... În trafic. Mihaela Tatu, tocmai am ajuns. Cu câteva minute înainte, doamna Măciorniță îmi spunea tu ești vinovat că suntem aici, un vinovat cu ghilimelele cele mai plăcute, așa că introdune în atmosferă. Eu zic că tot am intrat în atmosferă deja, vă mulțumesc foarte mult. Bună seara, Mihaela! Am un înger pozitor! Hai, tot te aveți! Azi ești și baba mea. A fost bună. N-am fost înjurate, că și-a mea a fost. Poftim? Și-a mea a fost, n-am fost înjurate. Și apoi dacă suntem... Dar e oricum, că e o babă mișto astăzi, nu? Da. A adus Gina primăvara de la Cluj. Îți dai seama ce... Vă mulțumesc în primul rând că citiți ceea ce scriu, că apreciați ceea ce scriu. Și aș vrea să vă spun că proiectul acesta, atunci când a început în urmă cu 4 ani, l-am început pentru mine. L-am început din nevoia de a mă regăsi scriind și de a exprima într-o formă lucruri pe care nu le-am putut exprima până atunci în cuvinte. Mi-a fost mai ușor să le exprim în forma aceasta. Și întotdeauna am crezut că dacă nu te poți hrăni pe tine, nu o să poți hrăni pe nimeni altcineva și dacă poți să faci ceva pentru tine, poate la un moment dat o să poți să faci ceva pentru încă un om, poate pentru doi, sau pentru cineva care se regăsește în munca ta. Un om pe care eu îl admir mult și îl respect mi-a spus în urmă cu 15 ani că eu am venit aici ca să aduc inspirație. În momentul acela îmi sună cumva... Și mult timp m-am gândit că prin munca mea de designer vestimentar aduc inspirație. Aduc inspirație, este adevărat. Și chiar povesteam cu câteva minute înainte, este interesant că eu zi de zi lucrez pentru bărbați, predominant pentru bărbați, și am început să scriu pentru femei. Și poate că a fost drumul spre echilibru, spre regăsire. Și pentru care voi mă percepeți prin ceea ce scriu, mi-a dat cumva încredere că sunt pe drumul de a aduce inspirație. Încet, încet, mesajele voastre și unele dintre voi, dintre mesajele voastre, mi-au adus lacrimi de recunoștință în ochi. M-au făcut să cred că poate că a venit timpul să ne cunoaștem față în față. Azi suntem atât cât suntem aici. În mediul virtual știu că este mai ușor să interacționăm, că e mai simplu. Însă eu mă bucur că am făcut acest prim pas. Mă bucur că am găsit o receptivitate fantastică din partea unor oameni care au intrat așa cu brațele deschise în visul meu și vă mulțumesc tuturor pentru asta. Știu că fiecare dintre noi avem lupta noastră. Avem nu numai lupta noastră, dar avem și evoluția pe care o parcurgem în fiecare zi și fiecare zi mai adaugă o zi și din zilele acelea se fac pași mari. Iar în procesul acesta ne gândim de multe ori că poate că suntem singure sau poate că avem nevoie să ne regăsim.
sau poate că avem nevoie de, de modele. Iar despre modele și despre nevoia de a avea astfel de oglinzi, mi-a plăcut să o aud vorbind pe doamna Marie-Roz Mocioniță. Mi-a plăcut să o aud vorbind despre felul în care ești diferit în fiecare etapă a, a vieții tale, fără ca asta, de fapt, să modifice cine ești tu în, în esență. Prima sursă de inspirație din seara aceasta sunteți dumneavoastră și vă mulțumesc că ați acceptat să fiți alături de noi. Da, bună seara, vreau să vă mulțumesc, îmi face plăcere să văd atâtea doamne frumoase aici. Cine mă cunoaște știe că nu sunt ipocrită, o spun sincer, văd în ochii voștri lucrul ăsta. Și aș vrea să-i mulțumesc și lui Gina că nu o cunosc, este a doua oară când o văd, dar îmi inspiră foarte mult respect și afecțiune și este un om complet, mi se pare mie. Nu știu ce să vă spun pentru că nu am venit aici să predic, nu știu nimic mai mult decât știți voi. Speram să vorbesc 5 minute iar apoi să interacționăm prin întrebări și răspunsuri, dacă sunteți de acord. Pentru că eu am venit aici să, să învăț de la voi cum probabil ați venit și voi să învățați de la mine și ceea ce m-a convins să, să vin astă seară a fost faptul că Gina mi-a spus că oamenii își imaginează că ei au anumite trăiri și anumite tristeți și anumite complexe și frici și singurătăți și suntem întotdeauna uimiți să constatăm că le împărtășim cu toții și sunt relativ banale și nu chiar așa greu de purtat dacă le comunicăm. Eu am o prietenă care este o femeie foarte diferită de mine. Ne întrebăm de fapt de ce suntem prietene, nu avem nimic în stilul nostru de viață, în comun sau așa. Însă este un om cu picioarele pe pământ care întotdeauna este dușul meu rece de realitate. De câte ori o iau razna emoțional, mă aduce înapoi la, la lucruri așa cum sunt ele. Și ea este din, din Târgu Jiu și mama ei locuiește la țară într-o căsuță mică. Mama mea este o femeie mai educată, mai sofisticată și de câte ori mă plâng de mama mea, o iubesc foarte mult, dar trebuie să mă plâng de mama mea pentru că nu mă lasă să respir. Câteodată sau mă simt vinovată că respir, cred că mă înțelegeți. Octavian îmi spune același lucru, că și femeia aia care stă în grădină din Târgu Jiu și mama mea care are alte pretenții, au aceleași impulsuri, au aceleași nevoie, au aceleași tendințe să ne controleze și ne ajutăm foarte mult vorbind. Și ea mi-a zis într-o zi, eu cred că noi ne-am întâlnit ca să stăm de vorbă. Și mi-am adus aminte odată, îi spuneam lui Gina, am avut așa o surpriză că în Statele Unite și peste tot mișcarea aceasta de alcool anonim a ajutat foarte, foarte mulți oameni. Au făcut miracole unde spitale și cure de dezintoxicare nu au putut să facă nimic. Și ce m-a impresionat întotdeauna este felul în care a început. Doi prieteni într-o seară, unul dintre ei a vrut să bea și s-a dus să bea într-un bar, mă rog, suferind de alcoolism, avea 25 de cenți în buzunar, a făcut numărul prietenului și a spus, ține-mă de vorbă până îmi trece poftea să beau. Și cred că asta e foarte veridic pentru noi oamenii, dacă putem să ne ținem de vorbă într-un mod autentic unii cu ceilalți, până ne trece depresia sau până ne trece disperarea sau dezorientarea, cred că norul ăla negru acut dispare și putem să ne ridicăm să mergem puțin mai departe. Pentru că, și nu vreau să monopolizez aici conversația, dar mi-a plăcut ideea lui Gina și eu sunt o femeie matură și eu sunt o femeie care am trecut prin multe etape ale vieții. Mă bazam foarte mult la un moment dat pe felul în care arătam, prin atenția masculină pe care o primeam, nimic personal. Nu-i nimic întâmplător. Da, nu-i nimic întâmplător. Și pe urmă s-au întâmplat lucruri în viața mea,
am trebuit să trec prin niște etape în care poate partea asta fizică a fost afectată de anumite circumstanțe, nu mai mă recunoșteam pentru un motiv sau altul. Timpul, vârsta, experiențele, pierderile, eșecurile, reușitele, dar mai multe eșecurile, pentru că sunt profesorii noștri cei mai adevărați, m-au făcut să am o stare de disconfort cu reacțiile firește, automate ale automatismele personalității care funcționau pentru mine, începând cu hainele care le purtam, gândurile care le aveam, modul în care relaționam, așteptările, nesiguranțele, punctele tari. Și asta m-a obligat să mă uit din când în când și în oglinda fizică și în oglinda psihică și să mă evaluez, cam la 10 ani, așa, aproximativ. După vârsta de 40 de ani. Sincer, când am împlinit 40 de ani, m-am gândit foarte serios să-mi fac harakiri. Și aș da orice să am 40 de ani acum. Orice. Spunea mama, nu știi ce norocoasă ești. Dar acum am primit niște poze de pe vremea și mă uitam. Dar mă gândeam, știi, am făcut un schimb. Am dat ceva plăcut. Dar după ce a trecut partea grea de acceptare că nu mai pot să fiu persoana care eram la 40 de ani sau etc., odată ce am acceptat trocul acela, am dat voie să intre în viața mea niște trăsături de caracter și niște stări personale pe care nu le aveam atunci. Mi-am câștigat oarecare independență de opinia celor din jur, în zilele bune, nu în zilele am învățat să trăiesc cu milă, am învățat să mă ridic mai repede după eșecuri. Înainte poposeam 3 luni, 3 ani acolo, acum stau 3 minute și mă ridic, jumulită, dar mă ridic, știu și unde e loicoplastul acum. Și da, am schimbat oarecare impulsivitate, emotivitate, superficialitate pentru, zic eu, mai multă seriozitate, maturitate. Plictiseală, nu pot să mint. Și așa cum mă întrebați, dacă m-ați întreba acum ce este cel mai important lucru în viața mea și cum aș vedea eu fericirea, complicat, pentru că știu că există pierderi, știu că trebuie să ne despărțim de oamenii pe care îi iubim, de lucrurile care ne sunt dragi, fac parte din adevărul acestui moment al vieții mele. Dar v-aș spune că pentru mine fericirea în momentul de față ar veni sub formă de pace sufletească, mai mult decât orice. O zi cu pace, o zi fericită pentru mine. Și o zi fericită în viața mea este o zi în care sunt prezentă în viața mea clipă de clipă și văd miracolul care este viața din jurul meu, inclusiv frunzele din parc, inclusiv, nu știu, luminile, culorile, un dialog autentic. Deci aș spune că a fi prezent în viața mea și a avea un dialog autentic ar constitui pentru mine o stare de fericire în momentul de față. Dacă ne întâlnim peste un an, poate vă spun altceva. Dar acum așa simt, știți? Și dacă doriți să mă întrebați ceva, cu mare drag vă răspund. N-am avut un impact prea mare. Nu discutăm de vârste, de kilograme și de bază. Prietena mea e și avocata mea și știe exact câți ani am, așa că nu am intenționat. Nu, eu am mare noroc că am o mamă foarte puternică. Și, nu, în sensul pozitiv acum, care nu s-a împiedicat niciodată lucrurile astea. A ales să nu se împiedice de ele, până la urmă este o alegere. Lumea este destul de superficială în momentul de față și foarte mult este investit în corp, în mușchi, în tatuaje, în vârstă, în concurența să iau cât mai mult material posibil pentru că am 20 de ani și pot și vine cineva în urma mea care are 18 și este ceva primitiv aproape. Se uită suflet. Da, dar trebuie să faci o alegere conștientă, zic eu. Eu nu aleg să intru în această dinamică. Conștientizez că nu aleg să intru în această dinamică, că suferința sufletească există la toate vârstele, nu numai la una. Și eu aleg să nu fac parte din jocul ăsta. E o alegere până la urmă. Și cum mama mea este foarte, foarte vitală și are 90 de ani,
și se machiază și se îmbracă și pleacă la plimbare și îmi spune că ea n-are vârstă. În condițiile astea, vă spun sincer, am avut norocul să am un model foarte bun. Eu sunt diluată, să ne înțelegem. Pentru că fiecare om cu personalități puternice în viață este destul de strivit și mi-a trebuit foarte mult timp să-mi găsesc un ritm al meu și lupt încă pentru el. Dar am totuși un model pozitiv a unui om care nu se împiedică de niște lucruri care pentru unii sunt dezastroase și pentru unii sunt doar etichete, știți? Și asta e un noroc pentru mine. Când o să ajung la 90 de ani, spun și eu liberă. Dar veniți la seria 40 plus woman și atunci, da. Să ne spuneți. Da, nu am făcut că vorbesc. Da, știu. Am eu o întrebare și o provocare în același tim, fiindcă se leagă foarte bine de un lucru pe care mi l-ați spus când ne-am întâlnit în urmă cu 2 săptămâni, după ce v-am vorbit foarte mult despre proiectul meu, pentru că eu așa fac. Mi-ați spus într-un mod foarte simplu, Gina, trebuie să faci asta pentru că și tu ai fost ajutată la rândul tău și atunci trebuie și tu să dai ceva mai departe. Pe de altă parte, deseori am auzit chiar de la voi, atunci când ați vorbit cu mine, ideea de a oferi necondiționat. De unde și până unde, și provocarea este pentru dumneavoastră și pentru dumneavoastră, de unde și până unde este ceea ce dau, ceea ce dau necondiționat și ceea ce dau, de fapt, pentru că asta mă face să mă simt bine, dar nu țin cont de fapt de nevoia celui din fața mea. Oferta asta de suflet, în mod necondiționat, cum ajungi la discernământul ăsta? Da. Prin eroare și prin succes. Și printr-o curăță, nu știu cum să zic. Eu cred că trebuie să îi spuneam înainte, am uitat cu Dan. Îi spuneam lui Dan că trebuie să mor 1000 de morți ca să te prepar pentru moartea finală și nu spun trist. Așa spune, că trebuie să mor 1000 de... Că despre asta spuneam, știi? Dar tot murind la diverse lucruri, prin greșeli și prin reușite și așa, până la urmă, cred că ai un fel de instinct, o reacție instinctivă. De exemplu, eu acum, înainte când dădeam ceva, o făceam pentru că sunt o persoană miloasă, dar și pentru că aveam o opinie foarte bună despre mine când dădeam. Ce cum se cade sunt, știi? Sigur Dumnezeu îmi dă ceva înapoi. Clar, nu mi se poate întâmpla că eu am făcut, eu am dat, eu nu știu ce. Și în timp, așa, în diverse etape, am venit să înțeleg că trebuie să dai fără să te aștepți la nimic, ba din contră, chiar să te aștepți să ți se întâmple o dezamăgire din partea celuia care da, ți-a sub. Și în al doilea lucru, când dau acum, este ceva care țâșnește dintr-un loc în mine, care este unde nu mai sufăr așa multe dezamăgire, pentru că țâșnește într-un loc care nu are interes personal, dar umple o nevoie reală ale altei persoane. De fapt, asta este. Da. Fiindcă mereu aud și văd că se face confuzia aceasta între ceea ce eu ofer pentru că am nevoie să ofer, nu ofer pentru că tu ai nevoie de da, asta. Da, ajungi acolo în timp. Ajungi, clar. Da. Sau și părerile voastre sau traseul vostru, voi cum ați ajuns la discernământul ăsta? Sau nu? Sau nu. Hai să te auzim, Eli. Eu sunt cadru didactic și ofer necondiționat în fiecare zi de 23 de ori. Așa că nu știu, pot să spun că nici nu e vorba de discernământ, pentru că se întâmplă pur și simplu. E un automatism, de fapt. Da, dar că nici nu mă gândesc că... Sau o responsabilitate. Spune. Deși am ajuns să spun, mai vorbesc și eu cu prietenele, și ceea ce oferi necondiționat, să spunem, îl primești înzecit înapoi, dar nu știi când. Și nu știi de unde vine și de la cine vine. La fel cum și dacă faci rău,
cred că îl plătești în zecit și nu știi când și nu știi cui și nu știi unde. Dar am ajuns la concluzia asta în urma experiențelor mele. Nu știu, nu pot să spun cu certitudine că așa este. Asta este ceva ce simt eu. Păi, tocmai despre asta vorbim, despre ce simțim. Și atunci mi-am dat seama că și la școală, de-a lungul timpului bine am lucrat la grădiniță, mulți ani, acum sunt la școală. Ai ajuns la școală, în sfârșit. Și că sunt în clasa a treia, da. Asta am observat că, în afara greutăților pe care sistemul nostru de învățământ le are, cred că am rezistat datorită copiilor. Adică eu am avut tentația să plec din învățământ, n-am avut curajul Ginei, dar până la urmă ceea ce ofer probabil că se reflectă și în ceea ce primesc de la copii. E oare un mod de a învăța de la modul în care copiii oferă? Sigur că da. Sigur că da. Uite, ei oferă necondiționat. N-ai cum să și la fel, prietenii necuvântători oferă necondiționat. Așa este. Da. Cred că și Dumnezeu oferă necondiționat. Și bune și rele. De asta suntem noi aici. De asta putem să fim, noi aici. Dan? Da. Eu pot să-mi pun asta aici, da? Da. Unde mă simt așa parte din staff, știi? Că sunt bărbat și... care e rolul aici? Cred că e inevitabil, întotdeauna un bărbat se simte din o parte din staff. Asta mă întâlnă, cred că e firesc să fie parte din staff. Mai spuneți o dată, cum ați spus, e firesc să fie parte din staff? Da, e firesc. Îmi pași mai greu pe asta, dar cred că... Poți să ridic, cred că punctul de echilibru, toți cei patru, eu m-am dat jos că nu suport să vorbesc din fond. Pe Dan l-am invitat să fie alături de noi tocmai pentru a aduce o notă de echilibru. Ca prezență. Mulțumesc. Eu nu sunt echilibrat apărat, știi? Aducând punctul de vedere masculin în povestea aceasta. Dar nici asta n-aș vrea, știi? Că nu vreau să fiu reprezentantul regnului, știi? Păi eu cred că tu poți să fii reprezentantul tău. Ah, ok. În primul rând. Asta, da. Ceea ce apreciez mult la opinia pe care Dan o are este aceea de echidistanță, iar modul în care el a deschis gura seara aceasta contrazice această echidistanță. Dan este un domn prin felul în care se raportează la femei, iar pe mine m-a atras modul în care el a ales să își gestioneze crizele. Poate vrei să ne spui despre cum ai trăit tu perioadele, momentele de criză? Am așa o emoție că nu e interesant să vorbesc despre asta. Și mai ales pentru că, acum n-au să, dacă tu am venit o să vorbesc, pentru că... Deci acum dacă m-ai chemat și mi-ai dat și cuvântul... Ce vreau să spun este că chiar cred puternic că fiecare poveste contează și pentru prezența noastră în povestea noastră e foarte importantă, dar în același timp e important și cum facem loc pentru alte povești în povestea noastră. Și spun asta pentru că eu sunt fundamental artist, sunt regizor de teatru, dar în urmă cu vreo 10 ani m-am mâncat în portofel și m-am mâncat și de business. Și m-am făcut tot felul de lucruri, bineînțeles păstându-mi nota. Și ce am remarcat că în momentul în care vorbesc și vorbeați adineaul despre ce dăruiești, ce primești, e foarte interesant că în momentul în care făceam doar teatru, eram preocupat doar despre cum mă exprim pe mine. Și dădeam eu, indiferent de ce avea nevoie celălalt din față. În momentul în care am făcut niște cursuri de coaching și am început să lucrez cu oamenii și a fost o binecuvântare să fiu anonim și să stau într-un colț și să nu mai conteze povestea mea și să aud povestea celuilalt. Așa mi s-a părut că e în sfârșit
acum se întâmplă adevărul, adică acum viața ajunge la un prea plin de ceva, în momentul în care asculți pur și simplu și ești prezent pentru povestea celuilalt. Și cred că toate coexistă, cred că ne trădăm pe noi și ne onorăm pe noi în valorile noastre, în egală măsură. Și de asta mă contrazic, da, și e normal să mă contrazic, e normal ca acum să am emoții, când o oră înainte nu ziceam de ce mă duc acolo, când am de ce să am emoții. Știi, e normal să prețuiesc și normal ce am prețuit, să chestionez, că vorbeam de animale adineauri. Cum îți vezi dragostea pentru animalul de companie și la un moment dat simți că s-a epuizat. Și zici, sunt eu o persoană rea, că vreau să dau, că nu mai pot să strâng nisipul de dimineață, sau s-a terminat ceva, ce s-a întâmplat? Totul e cum te îngădui. În momentul în care lucrez cu clientele mele, că cred că aici e punctul nostru comun, că eu am majoritar cliente, bărbații nu prea vin la vorbit. Adică nu prea au, e o formulă de, o formulă de orgoliu. Deci nu sunt staff. Nu. Deci nu sunt în staff. Și eu am orgoliu. Știu că am trecut foarte greu în cei 23 de ani de relație cu soția mea. Am trecut prin mari provocări de orgoliu, dar am ales să înghit și uleiul de pește și colebilul și toate lucrurile mare și toate lucrurile dulci și am meritat fiecare secundă, pentru că tratamentul e pe termen nelimitat, aș spune că asta de upgrade personal. Și de înțelegere, și de percepție, și de deschidere către povestea celuilalt, de fapt. Nu știu, cred că m-am epuizat puțin. Dacă vreau să întrebați ceva, eu te... Da, vreau eu să te întreb, evident. Cum percepi tu ideea de singurătate în doi? Cum ai trăit-o? Sau ai trăit-o? Ca orice lucru, este și mișto și nasol. Deci, singurătatea e un lucru excepțional. Mie mi se pare, eu tânjesc după ea. După ce îmi dau afară dimineața puștul cel mai mic de 7 ani, cel mai ales am mutat cu prietena lui în mijlociun, că stă cu mine, după ce îi dau vânt afară, zic, ha, ies, un moment de singurătate, eu cu mine și cu cea mea, 2 ore, dacă se poate, dacă n-am job în ziua aia. Dar cred că există și singurătatea nedorită, adică momentul în care vrei să te conectezi cu cineva, momentul în care vrei să deschizi un spațiu de, pur și simplu, de a sta împreună cu celălalt, fără să comunici cu orice vreți, fără să vrei să faci schimb de cuvinte și de fluide. Și ideea ar fi că cred că aici e mai greu de gestionat, pentru că, în general, ce remarc eu și de la mine și de la oamenii cu care mă întâlnesc adeseori, noi nu formulăm așteptări. Ne e foarte greu să spunem, să fim deschis, să spunem, uite, eu mă aștept să... Eu sunt un tip foarte dăruitor, așa, și shopaholic puțin, și eu îmi cumpăr soției mele multe chestii, cumpăr o mulțime de chestii și mă aștept, apropo de așteptări, să primesc feedback. Nu odată, 2 ori, 3 ori, să-mi zică, wow, plus asta, după un an, plus asta e de la tine, și o să zică, oh, ce mișto, simte. Când am înțeles că nu merg lucrurile așa și că este altfel de... Eu mă simțeam foarte singur, simțeam că fac foarte multe gesturi în zona asta și că nu se vede nimic și că nu se simte nimic și că poate sunt stupid că am așteptări. Însă am formulat așteptarea și am spus, eu mă aștept să... Am învățat și în psihologie, speram să ai să pun în practică ce învăț, nu pe la cursul. Eu mă aștept să-mi spui de vreo câteva ori, cel puțin 2-3 luni după asta, ce mișto e bluza, produsul, așa, și soția mea, care este, are foarte mult, e marămărșan încă și are foarte mult umor, a zis, da? Bun, bine. După 2 luni imploram, eu te rog, nu, gata, am înțeles, ok, e suficient. Cred că formularea de așteptări, dacă vrei, este o soluție să depășești nivelul ăsta de singurătate în doi. Însă, în același timp, este și o formă de, dacă vrei, de hârtie de turnesol, pentru că scoate în evidență și atunci când lucrurile nu au unde să meargă. Mai departe de acolo. E foarte clar. Unde adică ai o așteptare și nu merge cu acea persoană, nu se poate mai mult decât se poate în acel moment. That's all folks. Dar unde este limita aceea între a exprima, a formula așteptări și a proiecta așteptări asupra celorlalți? Aici vine tema ta asta cu eleganța de a fi, știi? Ce faci? Unde, adică unde te mărlănești, ca să spun așa? Unde? Deci, cumva eu sunt hârtia de turnesol antimărlăneană. Nu, eu vorbeam de mine. Persoana care mi-a pus întrebarea mie. Dacă eu ar fi să... Nu știu unde
În orice caz, cred că proiectăm până învățăm și o continuă învățare unde se oprește proiectarea, nu știu. Adică eu cred că înveți permanent cât din tine, cât din frustrările tale proiectezi, nu cred că se termină undeva asta. Adică dacă cineva a găsit rețeta, Doamne ajută să o zică tuturor. De ce să ai așteptări? Că n-ai fost să-i cumperi bluza. Ai făcut-o pentru tine sau pentru așteptare? Aici, după 5 ani de terapie, pot să-ți spun că ține foarte mult de eu, adică eu ca subiect. Știi cum e? Când mai ai încă ișuri cu tine, știi? Mai ai așteptări. După aia, când ești maestru zen pe vârful muntelui, nu mai așteptări. Dar nu știu ce intențială asta e. Ce spui? Nu face nimeni să faci asta. De ce ai făcut? Păi de asta spun, vezi? E un mecanism atât de adânc că nu știu dacă pot să ți-l scot acum să spun cum e. E o nevoie de a exista, validare, de validare, e o nevoie de a exista în viața cuiva prin intermediul acestui gest, e nevoie de a-ți prelungi, dacă vrei, prezența în viața celuilalt prin felul ăsta de a fi, printr-un parfum, printr-o chestie, printr-un gând, printr-un SMS, printr-o... Și e ceva în regulă dacă nu ai așteptări? Doamne ajută să fie așa, dar cum faci să n-ai așteptări? Nu mai dai. Da, eu cred că e foarte sărăcitor să nu mai ai așteptări. E și ca atunci, cum se spun, când vrei să nu mai ai frustrări sau când vrei să nu mai... Cum, Doamne, iartă-mă să nu mai ai frustrări? Adică, mi se pare că... Eu cred că pentru că am frustrări, asta mă mână în continuare în luptă și mă face să vreau să fiu mai bun. Pe ce sunt fac? Sunt un imbol spre evoluție, spre schimbare, spre dezvoltare. Dar frustrările asumate alea, nu, care, nu psihotice. Vorbesc de frustrările alea care îmi spun mie, nu ai făcut încă tot ce ai putut. Nu ți-ai întâlnit încă sensul. Frustrările de după 5 ani de terapie, că celălalt erau în timpul celălalt. Da, acum știi care e faza? Eu când am încheiat acum procesul de terapie acum ceva vreme, am constatat că nu mă mai duce nicăieri, pentru că e o continuă contemplare și autocontemplare a unor chestii care vor fi acolo forever, cu relația mea cu mama va fi acolo forever, cu tata forever, totul este cum o integrez în viața mea de acum înainte și cum admit că impulsul meu de a face gestul ăla sau gestul ăla, acum conștientizând că e bazat pe chestia asta, nu mă mai frustrează și zic, oh, ce drăguț. Poate chiar să zic, hai să sărbătoresc chestia asta, că sunt așa, că sunt altfel, că sunt în felul ăsta. Și de data asta mă văd un picuț și din afară, numai dinăuntru. Dar cred că asta e partea de claritate. Când te vezi un picuț mai la rece, nu mai ești îmburit cu târgul, în centrul universului. Când e greu este să vă vedeți din afară? Acum nu mai e. Pe măsură ce trece timp, după 40 de ani devine mai ușor. Adică începe să devină mai frumos. Că... Ai probleme cu ochii după 40 de ani. Cred că de-aia și eu nu mai citesc decât așa. Dar cred că dacă te vezi din afară, nu ai nevoie de ochelari, știi? Că îmi spune micul prins, te vezi mai bine cu inima și te vezi din afară mai frumos și mi se pare că mai la rece așa, dacă suspectezi. Și mai e ceva, apropo de asta, nu mai știu acum, am scapă numele celui care a scris cartea Omul în căutarea sensului. Fabulos, un supraviețuitor de la Auschwitz, un tip excepțional, care spunea că avem... Mă rog. Și spunea așa, că avem două variante. Noi căutăm fericire și sens. Și apropo de ce spunea, nu știu ce spunea acum, că tot modelul contemporan al societății este fericirea asta, dacă se poate, instant gratification. Dacă se poate acum pe loc să avem astăzi, fac credit pentru astăzi să am, fac acum, să arăt ca la 20 de ani. Când, Doamne iartă-mă, Peter Brook, un mare regizor, spunea, păi, un chip fără ritm, un chip fără istorie. El scrijelește în spatele zidului lui de la Teatrul Bufton Nord și face istorie zidului ca să aibă patină, să aibă ceva. Și a spus, cum adică să renunți? Ei, și acest Victor Frankl, așa, spune, spune că e mai important sensul. Pe măsură ce înaintezi în viață, descoperi că e mai important sensul. Că fericirea e ceva care vine-trece. Vine-trece, dar sensul e ceva ce construiește în tine mai departe. Și poate aici se leagă și cu ce spui că dai, că primești. Și întotdeauna eu am o urare pe care o spun prietenilor, oamenilor apropiați, la mulți ani cu mult sens. Pentru că mi se pare că cel mai important în viață, după un anumit punct, când cauți, te lovești, îți depășești la tinereții, discoteca, e să cauți sensul, să vezi dacă ești în sens. Am scris un articol după orarea ta. Ai scris? Am scris un articol după orarea ta. Ce frumos! Și aș completa puțin aici la ceea ce spune Dan. După procesul acesta sau în timpul procesului acestuia, începi să te privești pe tine însuți cu o oarecare compasiune.
Cred că în diferite etape, puțin mai dinaintea celei la care ne aflăm, avem de multe ori tendința de a ne privi într-un mod mult prea critic. Și cred că acceptarea și abordarea de sine cu un anumit nivel de compasiune vine odată cu înțelegerea și ieșirea din această obsesie a excepționalului, a perfecțiunii. Chiar m-am bucurat când am citit un articol al domnului Andrei Pleșu despre domnul Victor Rebenciuc. Că excelența domnului Rebenciuc este despre normalitate, despre modestie, despre acel minunat humbleness, cum spun englezii, de smerenia frumoasă în care ai loc întotdeauna pentru mai bine, încă da, nu ești ei au cuvântul acela special pentru acest grad de... Da, și cred că asta e sensul. Sensul este drumul, e căutarea. Că n-ai zis, nu poți să spui, am ajuns la capătul sensului, gata, știu care e sensul meu. Și cred că dacă tu ești happy pe drumul ăsta în căutarea sensului, sensul te tot schimbă. Eu așa am văzut-o. Ce puțin în viață mi-am schimbat de câte ori și încă mă mai aștept la câteva schimbări majore de sens. Și profesional și personal. Poate că atunci, de fapt, începe drumul cel adevărat. Nu, cred că a început de mult. Dar ești pe drum și acum conștientizezi că ești pe drum. Că asta e darul maturității. Să conștientizezi că ești pe un drum și să pui cap la cap piesele de pază din drumul care a fost până acum, pentru că asta nu facem. De regulă, e foarte dificil să apreciezi ceea ce a avut deja și... Cred că de aici pornește construcția. De la cine ești? Pentru că poți construi pe ceea ce ai deja. Nu poți construi pe ceea ce n-ai. Credeți că asta înseamnă cumva o negare sau un impas? Punctul acesta de schimbare? Schimbarea e singura constantă. Frumos! Schimbarea e singura constantă, într-adevăr. Singurul lucru care... Așa e, așa nu pare. Însă, de multe ori atunci când suntem în situația de a face schimbări în viețile noastre, nu o percepem foarte bine. Nu este ușoară, însă de foarte multe ori sau poate de cele mai multe ori schimbarea vine ca o constrângere, vine ca o... Criza e bună. Criza e orice bună. Criză e bună. Deci criza e bună, conflictul e bun. Noi ne-am învățat să demonizăm vânzarea, criza, toate astea le-am demonizat și ia aiurea. Criza e bună pentru că e ocazia să te vezi pe tine într-un proces, să te pui pe o treaptă superioară. Îți oferă o oglindă. Nu, îți oferă un laborator uneori. Să te bagă într-o chimie din asta ciudată, te dă cu capul de pereți. Ocazia. Ocazia, e un prilej. Îți oferă ocazia. Da, e un prilej să te dea cu capul de pereți, să înțelegi cine ești, să cazi în genunchi, să te lovești, să încerci să-ți vindeci rănile prin propria forță, să te ridici după aceea cu alte... Sau e un prilej să stai să strângi de milă, să rămâi în punctul ăla în care strângi de milă. Asta este și asta o opțiune pe care o vedem, mai ales în Iorița, nu? Dar, în general, criza și conflictul... Eu asta fac și când lucrez cu manageri, care sunt așa aplanatori de conflict. Conflictul nescos la suprafață, inclusiv cu copiii, înseamnă să duci mai departe buba la nesfârșit, să nu tai cu bisturiu, chiar dacă e dureros, și să faci să meargă lucrurile mai departe, să iasă cine trebuie să iasă afară, să rămână cine trebuie să rămână, să te confrunți cu cine e de confruntat, să vezi dacă mai rămâi sau pleci de acolo. Deci conflictele mi se par foarte ok. Tot trebuie să te uiți cât mai... Na, deci la yoga te uiți cât mai zen în tine, cât mai limpede puțin și iei decizii să mergi mai departe. Asta mi se pare foarte mișto la criză, dar asta o vezi numai mai târziu, bineînțeles, că la început crizele da, sunt dar, o știu că tu ai făcut din înțelegerea și depășirea crizei un efort de echipă. Acum depinde de ce echipă vorbim, da. De echipa, știi foarte bine. Da, de echipa mea echipă. De acasă. Da. Da, da. Bună seara. Da. Oare... poți să ne vorbești despre... Asta e ardelenească. Oare pot să ne vorbești? Câte și eu sunt la 50%. A fost 16-mea aia. Da, pot. De ce nu? Nu știu dacă interesează chestia asta, dar pentru mine, eu cred că în orice cuplu există criză, pentru că suntem două persoane diferite. Deci orice aș face și oricât aș cerca să fiu cu celălalt, pentru celălalt, pentru cealaltă, în cazul meu, suntem persoane diferite și totul e foarte greșit în momentul în care aștepți ca celălalt să-ți împlinească nevoi pe care doar tu ți le poți împlini. Însă până afli chestia asta, te dai de câteva ori cu capul de pereți și proiectezi, apropo de proiectat. Na.
Și fără să vreau, fără să-mi doresc asta, am făcut chestia asta, am proiectat nevoi pe care numai eu mi le puteam împlini, de validare, de împlinire personală, așa, și la un moment dat m-a ajuns în criză foarte mare. Și știu dacă terapia de cuplu neapărat, de cel mai tare m-a ajutat mersul la sală, la sport. Nu pot să vă explic de ce, dar cred că contactul cu inteligența, după aceea când am făcut ședințe de certificare pe coaching în Germania, și când ne puneam aia să facem toate ședințele în picioare, să activăm toată inteligența corporală, nu numai aia din cap, din colțul capului, cum stau copiii noștri în școală și îi plasează într-un fel, numai, nu? Numai zi așa, nu! Cu tot corpul zi răspunsul, că e cu totul altceva. Ei, cred că activarea acelei inteligențe corporale mi-a scos toate eurile ale lăsate la fund sedimentate. Am explicat așa de mult că mă dor mâinile, da? Nu? Da. Și cred că am ajuns la o formă de conștiință a ceea ce pot să-mi dau doar eu mie și cât de mult vreau cu adevărat să stau în această relație, ce așteptări am de această relație, ce așteptări nu mai am sau nu e ok să le am în această relație. Și un proces continuu, că nu e un proces care se termină la un moment dat. Adică nu poți să spui că orice relație în organism viu, nu poți să spui că e forever. Da, dar trebuie să ai și un partener care se mișcă cam în aceeași viteză. Asta a fost șansa mea. Da. Partenerul meu s-a mișcat în aceeași viteză, da, cu mine. Corect. Da. S-a mișcat în aceeași viteză cu mine, avem aceleași lecturi, citim chestii care ne spunem, uite, vezi ce spune chestia asta? Da, pentru că și tu. Aha, bun. Ține, uite. Uite, de-aia nu mai fac asta. Nici eu. Bun, vedem. Știi, și asta e o formă, dacă vrei, dar... Dar e multă sinceritate la mine. Numai așa. Eu, prin natura mea de artist, care trebuie să se exprime numai în zona de autentic, sunt forțat să trăiesc în autentic. Mie nu-mi ies compromisurile foarte ușor. Și atunci, slavă Domnului că am întâlnit o persoană care să aibă puterea să trăiască în autentic și fără compromis. Pentru că, de regulă, jucăm foarte multe roluri. Și nu pentru că ne ascundem, ci pentru că sunt mai facile. Și așa am fost învățați. Și așa am fost învățați. Că pune mama masca aia și fă frumos. Și... Și lasă, și nu e așa, nu e adevăr acolo. Și adevărul, știi, cum intră într-o încăpere și simți că acea persoană, simți intențiile acelei persoane dincolo de ce vrea să spună, de când deschide gura. Ai acel feeling, acel vibe, acea formă de intuiție, eu cred că cu toți o avem, mai ales în relațiile alea care sunt intime, în care stăm goi, în care avem intimitatea aia totală, acolo nu avem cum să nu mai avem genul ăla de conectare. Și dacă acolo nu e autentic, păi n-ai cum să duce, cum de să duce relația asta? Ce e asta? Menuet? Tango? Nu e... Nu știu dacă are sens ce v-am spus, dar... Are foarte mult sens și ce este foarte interesant este că încet, treptat, s-a insinuat și a devenit din ce în ce mai pregnant termenul autentic. Până la urmă, tot ceea ce faci, tot parcursul pe care îl ai, crize, eșecuri, dezvoltare, provocare, sunt planul de a te forța să devii tu însuți, să fii pe drumul, da, pe drumul tău. Cea mai bună versiune a ta. Cea mai bună versiune a ta sau versiunea care ești menit să fii sau care trebuie să fii, spre care te duce chemarea ta. Sau ca să, scuze, ca să nu fie totul așa de centrat pe ego, zic eu, să fii cât mai aproape de adevăr posibil. Că eu încă cel mult mai generos adevărul. Decât da, ești eu, integrat. Știu, da, ești integrat. Da. O să faci toate eforturile astea, sunt mecanice la un moment dat, dar se opresc. Dar când alegi să trăiești și să vorbești adevărul și, mă rog, cu riscurile că vei pierde mulți în jurul tău și se vor schimba lucrurile. Aia sunt beneficii. Da, și crizele până la urmă trebuie să le întâmple și ele vin peste. Dar e vorba de adevăr, de a integra adevărul în toate aspectele de vieții tale. Și da, de fapt să ai deschidere. Te duce unde te duce. Să ai deschidere și să fii prezent. Da, te duce unde te duce. Spre ceea ce vine spre tine. Când să fii prezent e un alt cuvânt fabulos și l-am găsit citat într-un studiu cu lumea economic care spune că viitorul, calitatea viitorului pentru angajați va fi aceea de prezență, adică starea de a fi prezent aici acum, păi dacă alte soluții la crize ești când ești prezent și nu ești în proiecție și în idealul tău. Și ești mai puțin periculos. Da, așa e. Așa e. Și da, autentic și prezență și cred că astea sunt cadourile noastre pentru noi. Și întrebările la care putem să răspundem sunt în acord cu mine în acest moment. Ce vreau eu în acest moment e în acord cu ce vrea celălalt. Vrem același lucru.
ce vreau de la mine mai mult, ce vreau mai puțin, ce vreau mai mult, îmi dea seama ceva mai puțin. Onest, sincer, de că asta sunt. Așa este. Poți să mai trag pe scaun? Te rog să nu te întoarci chiar dacă te așezi pe scaun. Oarecum ai condus tu discuția spre prezentarea, spre introducerea pe care voiam să-i o fac Mihaelei, pe care atunci când am anunțat-o că a acceptat să ne fie oaspete în seara aceasta, am numit-o un maestru al CIA pe care o degajă, însă a fost un lucru extrem de interesant în săptămânile anterioare acestei serii, când povesteam în familie despre acest eveniment și spuneam, uite, va veni Mihaela Tatu la acest eveniment. Nepotul meu mi-a spus, super, tipa asta este mare. Și am zis, ce înțelegi prin este mare? A zis, eu o știu. Și mi-am zis, ok, dacă nepotul meu, la vârsta pe care o are, știe despre Mihaela, înseamnă că are acea intensitate de a ajunge ca și mesaj dincolo de vârsta noastră sau de generația noastră. E bine că a zis mare și n-a zis veche, tot e bine. Când un tânăr spune tipa asta este mare, legătura pe care el a făcut-o e ca afară. Baiul este altul. Sunt convinsă că nu mă știe de la cel de 3 ori femeie, ci mă știe probabil din ședințele de la Bookland sau toate seminariile pe care le țin despre comunicare, despre arta și tehnica livrării discursului, despre frumusețea cuvântului, pentru că ăsta e jobul meu acum, nu-i așa? Deci el de știe evident din lucrurile recente și datorită intensității tale, energiei tale. Mihaela, ești un maestru al reinventării. Culmea este că atunci când m-a invitat Gina, am întrebat de ce eu, de ce s-a gândit la mine și mi-a povestit despre subiect, zic, sunt omul potrivit la locul potrivit. Și bineînțeles că mi-a pregătit și un discurs, așa, pentru că mă bucur că te întâlnesc pe tine, nu te-am mai văzut din 1940, adică de-al altă, așa, că suntem de puțină vreme pe pământ. Așa, voiam să spun doar că acum, după ce i-am auzit vorbind pe amândoi, ideile îmi vin în cap, răzlețe, tot ce am construit despre ideea de, nu-mi place să spun schimbare, îmi doresc să spun transformare, nu mă pot schimba, rămân pe fundația, fundalul, valorile cu care am venit în această lume și pe care le-am primit de la părinții mei, adaptându-mă constant la tot ceea ce mă înconjoară, adaptându-mă constant la nevoile mele în raport cu societatea și nevoile societății în raport cu mine, adaptându-mă și transformându-mă din dorința de a fi, pentru că atunci a început momentul meu de dorință conștientă de transformare, când a început să crească fiica mea și mi-am dat seama că trebuie să-i fiu model. Și eu am început să-mi doresc să fiu mai bună când Ioana mea, care a împlinit anul acesta 33 de ani, credeți-mă că este doar o vârstă, ani, numere, n-am timp să mă gândesc, am atât de multă treabă de făcut și cei care mă cunosc și sunt vreo două fete acolo care mă cunosc știu ce înseamnă că am eu treabă de făcut, nu mai contează. Când am conștientizat, facultatea de psihologie am făcut-o la 42 de ani, apropo de schimbări și de transformări și că nu există vârstă pentru un nou început, care este unul dintre motorurile mele. Am două. Ești ceea ce alegi tu să fii. Nu este statul, nu e societatea, nu e familia, nu e soțul, nu e copilul. Toți, pe toți dăm vina. Alegerile le facem în raport cu ei și cu ceea ce trăim alături de ei, ne luându-ne pe noi în calcul. Ziceți-mi că nu e așa. Foarte mult îmi place. Pentru mine, doamna Mariros Mocioșniță, este un model de autenticitate și de conștiență, prezență în ființă și recunoașterea tot ceea ce avem. Nu există nici doamna societate, nici domnul stat, sunt niște oameni care fac alegeri pentru ei, nu pentru noi și noi ne adaptăm. Am în cap trei întrebări pe care mi le pun constant și din acest moment o să încep cu idei răzlețe care mi-au venit în minte după ce am ascultat pe cei doi invitați aici de față. Chiar la ta, am făcut școlă.
În primul rând, ce anume din atitudinea mea, mi-am explicat asta. Ce anume din atitudinea mea degajă, trezește în cei din jur ceva, într-un sens sau în celălalt. Ce anume din atitudinea lor trezește în mine, numai bunul Dumnezeu știe ce, într-un sens sau în celălalt. Și dacă mă apuc să am o reacție, ce câștig? Ce câștigam eu? A fost vorba de intervenție, de ajutor, de așteptări. M-am băgat ca ștrampul în viețile tuturor, gândind că fac bine. Pentru că așa mi-am zis eu, în lașitatea proprie, dacă mă ocup de problemele tale, că eu văd că tu ai nevoie de ajutor. Asta înseamnă că n-am curajul să mă întorc spre mine, să văd că de fapt ceea ce văd eu la tine, că ai nevoie de ajutor, de fapt e în mine, cât cuprinde. Dar pentru asta îmi trebuie curaj și sinceritate. Cum e vorba aceea? Tot ceea ce spui vorbește despre tine. Da, păi nu mai știu, că astea sunt, văd în cărți, tot pe felul de cărți de dezvoltare personală, dacă eu cred. Eu sunt o cititoare, nu. Eu sunt o trăitoare. Anul acesta mulțumesc la fel pentru toată lumea, am plinit 55 de ani. Credeți-mă, țin minte pentru că toată lumea mă întreabă, îmi spune că mă duc la doctor, data nașterii, când mă duc Asta mă determină să țin minte. Nu am timp de, pentru că am foarte multe de făcut. Mă întorc. Toată viețicica, până la un moment dat, până când am avut momentul de conștientizare, m-am amestecat în viețile tuturor. Soțul, foștii iubiți, copilul, colegii de serviciu, fiinii mei. Mi-aduc aminte că am botezat un băiat de la un centru de instituționalizare cu 2 săptămâni înainte de a împlini 14 ani și mi-am zis, îl scot de acolo de unde este și fac din el un om și am cumpărat dicționare de limba română și de istorie și de toate și am plătit, cum se spune, meditator la română și la istorie. Cadoul de 18 ani a fost școala de șofer, n-a făcut nimic pentru că el nu-și dorea să fie scos de acolo. Asta era proiecția mea asupra... De ce? Pentru ce să mă amestec în viețile celorlalți din moment ce nu mi se cere ajutorul? Oamenii au niște lecții de învățat. Doamne, Doamne, ne lasă cu lecții de viață și cu moștenire de lăsat. Între ieri ce-o fi fost în capul lui, ne-a lăsat liberul arbitru. Eu am ales atunci, în loc să mă ocup de mine, să mă ocup de ceilalți. La ce bun? Când trebuia să mă întorc înspre mine. Lucru care s-a dovedit după aceea foarte folositor pentru mine și pentru el. Acum face ceea ce îi place. Deci, ca o concluzie așa pentru mine și pentru ceilalți, nu pentru dumneavoastră, pentru că suntem ceea ce alegem să fim și am venit aici să învățăm împreună, dacă o facem, dacă nu. Și nu există vârstă pentru nou început, apropo. Acum fac logopedia și vreau să mă apuc de pian, că îmi place mult. Și canto, că mi-am dat seama că am voce. Nu mă amestec în viețile celorlalți dacă nu mi se cere ajutorul. Pentru că s-ar putea ca tocmai lecția de viață a celui din fața mea să fie, te rog frumos, măi Mihail, ajută-mă și pe mine. Și să nu fie capabil. Sau să ceară atât de des ajutor încât să el să nu-și mai învețe lecția, să nu mai fie capabil să aibă el inițiativă. Apoi, nu mai rezolv eu problemele mele. Cu care, nu probleme, sunt provocări. Sunt lucruri cu care vin în această existență. Eu am crescut foarte mult datorită emisiunii de 3 ori femeie, foarte mult, având invitați de la care am învățat mult, 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 în fiecare clipă. Și asta pentru că viața asta și lumea asta este plină de oameni minunați dacă îi vedem și dacă nu problemele noastre sunt mai mari decât. Pentru că viața este formată din evenimente pozitive și evenimente... Pozitive. Iluzii. Copii. Cum spuneam, viața e formată din evenimente pozitive și evenimente educative. Educative. Păi ce, înveți ceva? Dacă ți-e bine într-o zonă de confort din amăloasă în care ți-e bine, e cald, e plăcut, nu vezi nimic. Și tragi de ea, adică e bine așa cum e. Eu n-am fost așa. Poate și pentru că părinții mei m-au educat într-un anume fel. La 18 ani n-am dat la niciun fel de facultate pentru că vroiam să fac teatru și mama voia să fiu cu doamnă la contabilitate. Și am vrut să o fac de rușine în tot cartierul, că nu dau la nicio facultate și într-adevăr am făcut-o de rușine din iunie până în octombrie. Când din octombrie colegii mei s-au dus la facultate sau s-au angajat, eu m-am angajat cu pile ca muncitor necalificat la Hidromecanica. Cu pile, pentru că așa era pe atunci.
M-am apucat de învățat numai după ce am lucrat un an în uzină și am făcut colegii de contabilitate și am făcut tot felul de cursuri, că lucram în uzină, desenator tehnic, instructor de dans popular, ca să binutui cu plăcutul, pentru că voiam să plec din uzină să mă duc să dansez în străinătate, în turnee, numai să nu mai lucrez acolo, nu mai pot să mai port albastrul acela de... Există un anumit fel de albastru de la fapt, nu mai, nu-l port, am fobie. Și dacă mă gândesc puțin acum, simt mirosul de lichid de răcire la mașina de rectificat, că am făcut-o și pe asta. Apoi la 30 de ani mi-am zis că atât ajunge. Venise de 4 ani, intrasem în acea chestie care se numește Revoluție și aveam libertate și s-a înființat primul post de radio particular în Brașov și acolo m-am dus. Bineînțeles că familia mea a fost vraiște. Ți-e bine? Ești ok? Ai mei au spus că nu mai vor să mai audă de mine, tatu a zis că divorțează, a făcut-o asta mult mai târziu, dar eu m-am dus să spun povești copiilor în radio, am ajuns la concluzia că am o voce extraordinară și am făcut programul de dimineață și într-adevăr a fost extraordinară pentru că am luat locul de pe țară pentru cea mai bună voce radiofonică feminină și vedeți și voi ce dicție am, că vreau să spun mult într-un timp scurt! Asta e soiul, sunt perfect și sunt puțin mai energică. V-ați simțit vreodată singură în mijlocul oamenilor? Eu nu mă simt singură nici acum. Asta voiam să vă spun, că mi-ați ridicat atât de multe. Eu nu mă plictisesc. N-am avut timp să citesc atunci când a trebuit. Acum am timp. Fiica mea în Berlin de 4 ani, e la treaba ei, la casa ei, nu căsătorită. E face a treia facultate, o să plătească cosiță bălaie în facultăți. Și eu aștept nepoți și ea. Da. Nu am așteptări, vreau să fiu bunică, e o bucurie. Așteptările mele, nu există așteptări. Bucuria mea cea mai mare este când o văd pe ea mulțumită. Apropo, nu prea cred în chestia cu fericirea, nu știu ce. Eu sunt împlinită. Fericirea este ca, știți cum, în dinte, tang, trece la desene animate. Așa mi se pare mie că e fericirea. În schimb, împlinirea înseamnă fundați în stabilitate, continuitate, consistență, echilibru. Nu echilibru. Echilibru este de conjunctură și dinamic. Oarecare soliditate? Mai degrabă armonie. Nu, asta zic, consistență, să am valori. Nu vreau să renunț. Nu mai lucrez în televiziune pentru că n-am vrut să renunț la valorile pe care le-am primit atunci când am fost educată. Tatăl meu... Când eram mică, mă întreba ce aș vrea să fiu și în funcție de vârstă, la început am vrut să fiu vânzătoare la aprozar, după aceea am vrut să fiu vinetu, după aia am vrut să fiu cântăreață la Cerbul de Aur și doar la Cerbul de Aur, pentru că sunt brașoveancă, da? După aceea am vrut să fiu artistă, respectiv actriță și tata a zis, Ardelea de la Zau de Câmpie, n-o bine, dar revine. Fă-te tu ce ți-i face, dar pofân așa fel fi a mai bun. Și am fost în locurile de muncă. Și apoi, când am devenit doamna de la televizor, venea și tata și mă întreba, dragul de el, dar ce zici tu acolo, e bine? Verifici tu acolo. Măi, tata, zic, lasă-mă, că eu trăiesc într-o altă lume, da? Rămâi acolo, tata, șantierist, da? Tu ești acolo, las că știu. Na, vezi tu, nu mă vezi. Azi ești păstică, mâine nu. Azi ești primar, mâine nu? Azi ești portar, mâine nu? Dar pe statutul de om nu ți-l ia nimeni. Nu așa, a avut dreptate. M-am străduit să-mi păstrez statutul de om. N-a fost foarte ușor. Deloc n-a fost ușor. Pentru că am renunțat la un confort. Wow! Dar cred că aș fi continuat episoadele de boală care au început în urmă cu 12 ani. Tocmai din cauza, și nu datorită, din cauza neîmplinirilor și a faptului că îmi luam tot felul de măști dintr-o dorință de apartenență la găști care nu aveau valorile mele și măștile mele se raportau la măștile lor și ajungeam acasă și îmi puneam întrebarea ce Dumnezeu caut eu acolo când sunt atât de nemulțumită. Și am început. O ruptură de ligament încrucișat și menisc, o chestie mai așa, că începuse... Cuvântul este energie, gândul este energie. De fapt, nu mai zic nimic. Mi-e drag Dumitru Constantin Dulcan prin tot ceea ce face și mă duc la toate conferințele lui, pentru că, vedeți voi, eu acum consider că nu vă vorbesc vouă. Acolo sunt niște ambalaje. Ăsta și ăsta și ăsta. Ia ambalaj. Este energie materializată într-un avatar care mă poartă în viața asta.
ca să învăț niște lecții. În schimb, Dumnezeu e prezent în fiecare dintre noi. Lumină, iubire, divinitate în fiecare dintre noi. Și în mine, și în tine, și în tine. Și eu acolo aș vrea să ajung, cu fiecare cuvinte pe care îl scot. Și acolo contează dacă schimb ceva sau nu schimb ceva. Ambalajul ăsta implică și mintea. Ori mintea e cam perfidă. Ea îmi zice, nu pot. Ea îmi zice, ăla nu-i bun. Aia cum e. Nu mai duc la ăla că nu știu ce. Dar pentru mine nu contează. Am avut marea șansă. Repet, o să spun idei răslețe și îmi pare rău că nu mi le-am notat și dintr-o parte și din cealaltă. Am avut marea șansă să-l cunosc pe Înalt Preasfinția sa, Mitropolitul Banatului, Părintele Nicolae Corneanu, care era să fie descalificat sau expulzat sau, cum se spune, scos afară din biserică de frumos de la pe aici, așa excomunicat, cum spuneți voi, de nu știu câte ori, pentru că, din perspectiva domniei sale, Înalt Preasfinției sale, din perspectiva mea, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți era tot și considera că Dumnezeu se ridică deasupra tuturor religiilor și Dumnezeu este lumină și iubire. E, nu despre asta e vorba. Aveam eu niște gânduri referitoare tot așa la un părinte stareț care mai vorbea urât și de moralitate îndoielnică, bla bla. Părinte, cum e cu blestemele? Mihaela, dar nu există blesteme. Cu părinte nu există blesteme. Adică berbecul și impulsivitatea din mine, că l-am văzut eu cum a deschis cartea și a început acolo să citească. Draga mea, dacă tu iei o scrisoare și o dai poștașului și poștașul nu găsește adresantul acasă, ce face scrisoarea? Se întoarce la expeditor. În concluzie, de ceva vreme pe mine nu mă mai găsesc scrisorile acasă. 1. 2. Dacă stau de vorbă cu un om, chiar nu contează dacă se uită strâmb la mine, pentru că eu trec peste, pentru că știu că în această viață nu suntem egali. Fiecare, unii de mai multă vreme pe pământ, alții de mai puțină vreme, unii au avut posibilități, unii sunt băieței, alții sunt fetițe și uite așa, dar știu că acolo undeva în adâncul nostru, ca spirite, suntem egali. Și acolo mă străduiesc. Bineînțeles că fiecare cu lecția lui de viață. Dar eu acolo m-aș strădui să ajung așa când stau de vorbă și cu voi și cu fiica mea. Fiica mea care... Fica mea, dacă nu mi-ar fi fost fică, aș fi făcut tot ce îmi stă în putință să devină prietena mea. Pentru că este prietena cu care unele fete se consultă, are o capacitate de a analiza, suntem foarte diferite, extraordinar de diferite. În schimb, tocmai de acolo vine o relație care este construită parcă mai mult decât pe relația mamă-fică. Vine de altundeva. Și ea este prietena mea care mă urechează atunci când o iau pe miriște, pentru că o iau. Ea este cea care mă sună și mi-orle că are probleme emoționale și atunci începem și analizăm și mergem în spate și vedem de unde au pornit toate și cine să nu mă cunoască, să mă cunoască mai bine dacă nu ea. Cine s-o cunoască pe ea mai bine dacă nu eu? În schimb, atenție, nebăgându-mă în existența ei, așa cum am făcut o lungă perioadă de timp din dorința de a controla, că sunt mamă, da? Dacă sunt mamă, ci ca un spectator detașat a unei ființe căreia eu ca mamă i-am permis să greșească și o rog să greșească. Pentru că așa va învăța. Când era mai tinerică, copiliță, pe la 20 de ani, mi-a zis că mă urăște tocmai pentru faptul că nu-i spun ce să facă. Ce eram nebună să-i spun ce să facă, adică dacă dădea kicks, dădea vina pe mine. Adică, și cu ocazia asta am și învățat-o să își asume alegerile. Nu-mi place să spun decizii, pentru că din perspectiva mea, deciziile se dau la Curtea Supremă și definitivă, da? La Curtea Supremă, decizie definitivă și revocabilă. Și când spun că am luat o decizie, parcă mintea mea, mă întorc la minte, asta, zice, mă, dacă ai zis, ai zis, ai pus, gata. Da, dacă zic că fac alegeri, alegerile le fac în funcție de situațiile prin care trec, de argumentele pe care le am.
Și atunci pot, dacă astăzi, în acest moment, în aici și acum, pentru că trăiesc extraordinar de mult în aici și acum și mă străduiesc să fac asta de 8 ani încoace, de 7 ani, din 2011. Pot să vă întreb ceva? Orice. Când ai o mamă sau o fică, către cine te întorci? Dumnezeu. Mm-hmm. El este oricum în noi. Fica, da? Conștientizăm? Aiurea, 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 aiurea. Ne mă trezesc dimineața, îmi plouă, vai, e vreme urât afară. Nu știu ce e cu mine și mai sunt și pe stop și mai doare și burta. Vai, de capul meu ce mi-e rău, mi-am plătit rata la bancă. Ah, sunt om de afaceri, nu mi-au intrat banii în cont. Ce mă fac? Verific mail-urile, nici măcar nu deschid ochii și am telefonul lângă mine. Atunci e Dumnezeu în tine. Mie nu merge centrala. Iată! Nu știu dacă știm pe Mihail Omram Ivanhov, știm? Am auzit de Ivanov Ivanhov, da? El zice așa că un fel de personalizarea lui Dumnezeu în acest univers este soarele și că în fiecare, în orice este în jurul nostru, trăiesc entități de lumină, de iubire și mai cu niște intenții neplăcute. El zice că atunci când avem tot felul de stări din astea de angoase și de moral jos, dă voie acelor entități să vină să locuiască în noi. Și mai zice el că dacă vrem să facem ceva cu noi, stau și mă uit într-un soare, mă rog, și chiar dacă nu e și e nor, și chiar dacă e centrala oprită, mă uit și zic, entități de lumină și de iubire care locuiți acolo, veniți și locuiți în mine, pentru că eu sunt proprietarul acestui corp. Râdem, dar știți că ține? Merge. Apoi să știți că limba română se rostește corect, cu comisurile gurii ușor ridicate, adică cu colțurile, cu fața ca într-un zâmbet ușor. Dimineața mă trezesc, îmi întreb elevii constant, cursanții, ce faceți primul lucru când vă treziți? Merg la baie și mă spăl pe dinții aiurea, deschidem ochii, ne întindem, îmi fac o consacrare, îi dăruiesc lui roadele acțiunilor mele din ziua respectivă și promul mă duc la baie. După ce am făcut de toate, mi-am pus zâmbetul pe față. Creierul se resetează. Creierul se resetează. Zâmbetul ăsta se insinuează cumva pe sub starea de cacao pe care o am și îmi ridică mie starea de bună dispoziție și parcă nu mai mi-e atât de fric și am vână să mă duc să le dau un cap în gură celor care n-au venit să-mi repare central atunci când le-am spus. Cine e? Cine nu dă căldură aici? Domnul Nicu, nu a dat căldură. Să ne înțelegi. Nu știu ce să vă spun. Voiam să vă spun doar că în acest moment, toate, dar absolut toate, suntem rezultatul fiecărei alegeri pe care am făcut-o în tot trecutul nostru, de care nu mai putem schimba nimic. Da, absolut nimic. În schimb, dacă mă gândesc un pic și mă gândesc că sunt o norocoasă, apropo, suntem norocoase pentru că suntem aici la vârstele pe care le avem. Ieri m-am întâlnit cu niște prieteni și am aflat că niște cunoștințe comune, fata avea 37 și băiatul avea 39, plecat și nu din accident, ci din cancere. Pentru că asta este societatea în care trăim, alimentație, viața, prețul pe care îl plătim pentru această dorință de proastă înțelegere între egalitatea dintre femeie și bărbați și femeile s-au transformat în niște femei bărbați bine și își doresc din tot sufletul să acceadă profesional și nu fac diferența între carieră sau mai bine zis între dedicare profesională și carierism și consideră că dacă trăiesc într-o lume a bărbaților trebuie să se comporte precum bărbații și au uitat de feminitate care de fapt este energia care ne înconjoară și care de fapt de asta mână tot. Inclusiv dorința lui Dan de a fi în staff, tot energia, că e jumate-jumate. Nu o facem și e păcat. Ce voiam să vă spun? Voiam să vă spun faptul că conștientizarea fiecărui moment pe care îl trăiesc generează pe Mihaela sau pe fiecare dintre voi de mâine, de poimâine, de răspoimâine. Bineînțeles că e așa o masă mare și aici am situații și aici am situații, ca niște piese de puzzle, așa. Și le iau și le pun. Important este să fac alegerile, cum să spun, conștient, trăind în fiecare moment în aici, acum. Asumat, responsabil. Responsabil și asumat. Dacă eu în clipa asta
gândesc rău despre tine, despre tine, pot să mă aștept că în curând, dacă în clipa asta eu construiesc, da, mă duc, învăț, îmi doresc să devin ceva și mă apuc și învăț, clipă de clipă, da, învăț, o generez pe Mihaela de peste un an, doi, trei, câte zile ori primi, asta e, pentru că mă întorc la ceea ce spuneam, suntem norocoși că am prins vârsta. Eu sunt, mă consideră norocoasă și îi mulțumesc pentru că în fiecare dimineață mă trezesc și am posibilitatea să învăț. De asta nu mă plictisesc, pentru că învăț, în continuu învăț și îmi place și îmi place să citesc de nu mai pot. Aplic ceea ce învăț, pentru că s-a inventat o profesie acum, absolvent de cursuri de dezvoltare personal de profesie. Ah, vine Gina, ține un curs de constelații familiale, marketing, management. Ce fain a zis femeia aia, extraordinar, am notat tot. Și mă întorc acasă între aceiași patru perechi și aceleași probleme pe care le am și mă simt bine o zi. După care, aceleași. Vine tatu, mama, e nebună. În momentul în care începe să vorbească, nu știu cum, de stă pe scaun, pentru că de regulă, uite, așa se fâție. Da, extraordinar, vine și vorbește experiența ei, că a trecut, vai de capul ei, că a fost suspectă de cancer și că a avut și accident cu mașina și că, mă, da, a trecut peste. Deci e un model, zic unii. Ea nu se vede așa, dar unii zic că da. Și dacă am memorie bună, mă ține starea de bună dispoziție, pentru că mă încarc cu tatu, da, 2-3 zile, un pic mai mult. Și până mă întorc la aceleași probleme pe care le am, patru pereți. Angoase, dacă n-aplic, e apă de plouă. Diferența între a-mi păsa cu adevărat și a-mi fi informat, nu, să zicem că sensul e altfel. Diferența între a fi informat și a-mi păsa cu adevărat de mine, de tine, de tine, e acțiunea. Dacă aplic bine, dacă nu, pailie. Și eu îi mulțumesc așa. 1. Învăț. 2. Aplic. 3. Nu mă simt confortabil dacă nu le zic și celorlalți. Nu mă simt. Și baiul este altul. Zice că scrie acolo undeva că Mărgărita e la porci. Eu nu cred asta. Sau dintr-o anumită perspectivă. Eu zic așa, că dacă Doamne, Doamne, mi-a lăsat acest dar de comunicator și lecția mea de viață este să ridic comunicarea la nivel de artă, iubesc cuvântul și iubesc... Eu acum muncesc, deschid o paranteză, cursanții mei, printre traineri, antreprenori, doi preoți, o măicuță, politicieni, toți vin să învețe să vorbească, să livreze, pentru că asta e trendul, da? Ei, de acolo iau. În schimb, fac voluntariat cât cuprinde în licee, în școli, în facultăți, pentru că marele dușman al acestor generații care cresc așa cum cresc, sunt generațiile părinților lor, care sunt canapeliști și telenoveliști și nu le pasă și le place să stea la televizor, să se uite la acele reality show-uri foarte bine regizate și să nu facă nimic cu ei, pentru că diferența între a fi informat și a spăsa este acțiunea și să ieși din zona de confort este foarte greu. Am închis paranteza. Dacă îmi dai voie, orice. Că dacă îmi dai drumul, fiecare dintre dumneavoastră ați ales, ați atins la un moment dat relația cu proprii părinți, modul în care v-a marcat și v-a definit această relație, însă în oglindă ai vorbit despre modul în care ți-ai construit relația cu fiica ta. Fiica mea m-a învățat să-mi cer scuze. Fiica mea m-a învățat ce-i răbdarea. Fiica mea mă învață în continuare să stau să judec de trei ori vorba sasului. Eu rămân întorc la faptul că sunt Brașovean, pentru că am învățat foarte multe de acolo. Mă sor de trei ori și tai odată. Fiica mea. Și dacă aș mai fi încă o dată de 22 de ani, aș avea copilul tot atunci. Pentru că am crescut odată cu ea. Pentru că m-a învățat să fiu mamă. Pentru că... mi-a zis că abuzez de condiția mea de mamă la un moment dat, pentru că, da, și m-a făcut să-mi cer scuze, este pentru că mi-a spus că ea s-a născut un copil obosit și să nu-i mai impun ritmul meu pompieristic. Suntem puțin diferite. Eu sunt foarte energică, în schimb, sunt un pic superficială, tocmai pentru că am energie multă și pricep lucrurile foarte repede. Și sunt berbec și îmi plac deschiderile și începuturile, exact. Ea este pește. Ea stă. E analizează.
absorbe. În acest moment absorbe. Absorbe asumat, nu orice. În acest moment ea a terminat relații publice și comunicare și arte, designer interior la în Berlin. Își dorește să facă design de produs. Pentru asta trebuie să facă inginerie mecanică. Deci n-a făcut altceva decât română, literatură, pe partea aia e, pe uman. La real, nu numai că nu s-a făcut matematică în liceu, dar nici măcar a trecut, vai mama ei cum a trecut, da? 6-7, 5-6-7. Ori acum s-a apucat să învețe matematica la 33 de ani. Pentru mine este un model. Nu sunt mândră de ea că vai de mine fiica mea și ce am făcut. Nu este vorba de ego. Repet, lucrez. În 2012 am făcut Camino de Santiago de Compostela. Asta înseamnă că am mers 826 de kilometri pe jos timp de 6 săptămâni. Este momentul de singurătate despre care vorbeai. Am plecat atât de trufașă pe drum, pentru că sunt fată de la Brașov și fac creasta Pietrii Craiului, uite așa. După 2 zile și jumătate de trecut Pirinei, am făcut tendinită și bășici. Așa am mers toate cele 5 săptămâni și jumătate, în tendinită și bășici. Mi-a dat Doamne, Doamne, la orgoliu până am zăcut. De asta nu mai contează acum. Suntem atât de vremelnici pe pământ și ziua de mâine poate fi un viitor atât de îndepărtat, încât lucrurile astea mărunte nu mai contează. Te-am auzit la un moment dat spunând că a venit un moment în care ai înțeles că ironia nu mai este un semn de inteligență. Eu credeam, nu, din potrivă, eu credeam că ironia este simțul umorului. Mamă, da. Dacă ești ironic, ești mecher, ești umec, cocalar, wow, ești ironic, adică ai simțul umorului. Este cea mai fină, perfidă și inteligentă formă de răutate. Ironia. Și eu aveam... Și autoironia? Din plin! Asta o am și acum și îmi place de mai mult. Dar știți de ce o am? Deci pentru că acolo ai drag compasiune. De mine. Atenție! Empatia nu e compasiune. Empatia, intru în starea ta, intru în durerea ta. Culmea este că mă și identific cu ea și îmi strig toată seara când te-am văzut pe tine așa. În compasiune văd, simt, îmi dau seama, dar rămân detașată. Rămân detașată emoțional pentru că vedeți cum stau lucrurile? Totul este iluzie și ceea ce se întâmplă astăzi și îmi creează durere, mâine îi mulțumesc cerului că m-a durut astăzi, că am scăpat mâine. Da? Nu mă simt singură, știți de ce nu mă simt singură? Pentru că îmi dau seama că eu trebuie să am grijă de mine. Dacă mă doare o măsea, fiemea mă sună din Berlin, iubitul mă sună din Brașov, prietenii mă sună de pe peste tot, dar nu simte nimeni durerea în locul meu. Eu trebuie să mă duc la dentist. Bineînțeles că ne bucurăm cu toții. Uite, tatu a scăpat de durerea de măsea. Dar când e de suferit, o sufăr eu. Cam așa stăm lucrurile. Întorcându-mă la ego, da? Vă povesteam toate aceste lucruri despre Ioana, nu pentru că este Ioana, că e, ci ca un model de tenacitate, de maturitate, un model de... Știți de ce vă spuneam? Vă spuneam pentru că această tânără generație pentru mine este un model și învăț foarte multe de la ei. Multe, multe. De asta mă simt bine în compania lor și de asta petrec foarte mult timp în compania lor. N-am timp nici să simt că sunt obosită, nici că mă plictisesc, pentru că știu că au nevoie de experiența Auzi mea. Auzi tot mai des de la generațiile noastre acest lucru despre generația tânără. Mamă, da, am încredere în ea, cum să zic, mă arunc și îmi dau seama că sunt vitregiți tocmai de modele. Televiziunea, fie că vrem, fie că nu vrem, este un factor educațional. Dar n-au ce să învețe de acolo, sunt conștientă de asta și acum încă s-a mai dat pe brază, dar când m-am întors eu de pe Camino și am vrut să încep cu televiziunea și am văzut ce s-a întâmplat, eu mi-am luat o pauză de 2 ani de zile după ce am trecut, repet, am avut niște probleme de sănătate și dacă am trecut peste, le consider ca niște șanse care mi-au fost date să transform lucrurile neplăcute, urâte, în caracterul meu. Caracterul îl formăm în fiecare moment. În continuu. Această dorință de a învăța permanentă și de a transforma ceva la tine este tocmai formarea caracterului. Cu temperamentul te naști. Hai că mai obosești un pic mai încolo. Mă rog, zic unii.
Eu nu sunt de acord, nu obosești, dar probabil că așa sunt eu. Probabil că, da, te epuizezi cumva, însă să înveți tot timpul, să-ți dorești să fii mai bun decât ieri. Eu am o listă, mi-o fac seara și ce fac pentru a doua zi, în schimb și ce am făcut în ziua de astăzi, pentru că sunt zile în care am impresia că a trecut timpul pe lângă mine și n-am făcut nimic. Și totuși când trec pe hârtie îmi dau seama că sunt o păpușă de... Am făcut ceva. E bine să fii prezent în tine tot timpul. Puteți să mă întrebați tot felul de lucruri, pentru că acum am uitat ce am vrut să spun raportat la discursul lui Dan și la discursul... Am un profă de canto foarte mișto. În București? M-am mutat în Oradea. Apropo, m-am mutat în Oradea. Pentru că am plecat în Oradea să pun voce pe desene animate cu un proiect de o lună și jumătate. Am așa, această abilitate de la Doamne, Doamne. Și după o lună m-am mutat, mi-am adus biblioteca și câinele cu tirul. M-am îndrăgostit de oraș. Da, m-am vindecat de când ai fost în Oradea? De 6 luni. Te iubesc. A crezut că de 2 ani, pentru că acum 2 ani era așa și așa. Nu, ceea ce spun acum, nu o fac din politețe. Vă invit în Oradea. Cu toată ființa, vă invit în Oradea. Vă îndemn să mergeți în Oradea. E o tihnă și o așezare, da, și oamenii au simțul umorului și atunci când se vaită că îi doare tot. Și clima e altfel, și crișul e altfel, și energia și culorile sunt altfel. Și de fapt s-a clasificat Oradea printre primele 5 orașe Art Nouveau din Europa. Așa e? Merită. Și renovat complet acum. Da. Da, inevitabil fiecare ați atins ideea de singurătate. Poți să mai zici ceva? Iartă-mă, trebuie să... Poți să zici câte... Nu, vreau să mai spun ceva legat de mine. Că a venit vorba de așteptări, că să n-avem așteptări. Eu, de-a lungul vieții, am trăit niște experiențe și zic așa că nevoile... Adică voi puteți să gândiți și să spuneți ce vreți. Zic din perspectiva mea. Nevoile unei femei sunt de a fi iubită, de a se valida asta constant. Ești frumoasă, arăți bine, ești iubirea vieții mele, cu sinceritate și cu autenticitate, și să se simtă ocrotită. Chiar dacă eu câștig mai mulți bani decât el, chiar dacă știu că sunt mai viguroasă, dar îmi place când... Că, de fapt, noi ne raportăm toată starea la ei, pentru că e... Nu? Complementaritate? Nu? Acum mă întorc la ceea ce... nevoile și așteptările lor, rezultat și recunoaștere profesională în societate. E moștenirea aceea ancestrală pe care o au. Masculul alfa intră în competiție cu un alt mascul. În concluzie, profesional trebuie să fie ok, pentru că sufletul lui și mintea lui și contrazice-mă. De ce? Nu știu cum se spune corect, dar e important să... Nu contrazi, nu suntem numit prim-ministru. Apoi ar mai fi ceva, trecând peste sex, pentru că asta e normal, pentru că trebuie să, da, el e, da? Admirația femeii. Și nu cred că e vorba despre așteptările despre care spuneai, eu vreau să spun ce așteptări am despre de la tine, ci pur și simplu, și acolo noi pierdem de-a lungul timpului, să-ți admiri bărbatul, să-ți, atenție, să-l admiri. Auzi, mă, dar stai eu și m-am gândit, ce bine arăți, uite, după atâția ani de căsnicie. Nu contează. Și mi-ar plăcea foarte mult dacă mi-ai dat jos puțin din burtică. Mi-a aduce aminte de bărbatul acela care m-a cucerit. Culmea este alta, că el se chiar o să se ducă să dea jos. Da. Dacă l-admiri. Nu dacă îi spui te iubesc. Greșit. Te iubesc. Mm-mm. Admirație. Arată bine. Că e viguros, că ce m-aș fi făcut fără tine? Cu toate că e clar că pe umerii tăi e fără tine. Una dintre manifestările energiei feminine este și diplomația, pe lângă iubire, compasiune, blândețe, echilibru pe care doar femeia îl dă, tenacitate, creație, creativitate, gingășie, grație, sublim, diplomație, blândețe. Da. Gata, am tăcut. Nu știu să fiu așa. Ba da. Nu vreau. Culmea este alta. Nu trebuie. Nu. De ce o admir pe Mariros Mociorniță, pe care o cunosc de câțiva ani buni, fiindu-mi invitată la emisiune? Are o fermitate
și un soi de fermitate, atenție, nu duritate, îmbrăcată în feminitate. Pentru că consider că nu trebuie... Am avut un seminar la Oradea odată și o doamnă mi-a zis... Semăna cu Meryl Streep foarte tare. Doamne, să știți că noi trăim într-o lume a bărbaților și dacă vrem să evoluăm, trebuie să luptăm cu armele lor. De ce trebuie să existe luptă? Când dacă există concurență, tu ești... Vreau egalitate când este vorba de serviciu. Adică n-am chef să fiu mai bine pregătită profesional, să muncesc mai mult, pe bani mai puțini, pe același loc de muncă, doar pentru că el este bărbat. Nu e ok. La noi în țară încă nu e așa și chiar suntem favorizate din această perspectivă. Acolo vreau egalitate, să nu există discriminare. Cu toate că dacă ești blondă și arăți bine... Și în Costa Rica. Iată! Da. Faci de bine. Așa. Și ziceam că... Eu zic așa că cu multă feminitate, foarte bine pregătită profesional, cu decență, fermitate, știind ce spui, cum spui, ai mai mult câștig de cauză, pentru că dacă te apuci să intri în competiție cu armele bărbatului, ești pierdută din start. Strângi mâna bine acolo și zgudui, am îmbrăcat și sunt... Doamna Marilos Mociornița aici de față este foarte fermă, dar într-un ambalaj de feminitate pe care l-ați simțit și voi în acest moment. Este constatare, nu compliment. Și că între femei nu există complimente. Asta voiam să mai spun apropo de așteptări. Da, într-adevăr, hai să numim altfel așteptările, să nu le spunem așteptări, să le spunem altfel. Găsiți voi cuvânt, temă de casă. Le spui cum vrei, dar dai drumul la mecanism. Asta contează. Exact, energie. Să dai drumul la mecanism. Da. Pentru că toate cărțile de dezvoltare personală sunt pline de termeni ca leader, da. Leadership, toată lumea trebuie să fie leader și să fie leadership, așa, exact, iată, așteptări, să nu ai așteptări. Putere. Putere. Manifestări de putere. Putere nelimitată chiar. Da. Super. Eu nu vreau să fiu așa. Eu vreau să fiu într-o armonie cu mine, vreau să cresc, vreau astăzi să-mi dau seama că am făcut ceva și că mă simt utilă, să-mi doresc să fiu un pic mai bună mâine și poi mâine. Să pot să fiu alături de această tânără generație care este fabuloasă, e fabuloasă și sunt aviz și dornici de informații și de modele, dar nu venite. Trebuie să învăț. Când aud de a învăța și de educație, îți dau ochii peste cap. Altfel, să nu uităm că și noi am fost ca ei. Altfel, să ajungem la sufletele lor. Altfel, și să nu mai facem pe deștepții că suntem părinți. Aiurea, am fost la fel ca ei, dacă nu mai rău. Să existe înțelegere și să le dăm voie să greșească și să sufere. Că devin înțelepți, wow. Devin înțelepți. Gata, am terminat de vorbit. Cred că mai aduc aminte câte ceva. Mai vreau să mai zic ceva și gata. 30, am terminat. Ați ridicat degetul? Da. Bun. 30, plecat din uzină, mers la radio. 40, plecat din Brașov, televiziune, venit la București. 50, am renunțat la tot. Facultatea am făcut-o la 42 de ani, psihologia, acum am făcut logopedia, tocmai ce am terminat-o, am schimbat tot pentru că nu m-am mai regăsit în contabilitate. Nu m-am mai regăsit în media. Contabilitate n-am vrut să fac pentru că n-am ce să caut acolo, să stau locului. Credeți-mă că nu trebuie decât să ne punem puțin, e foarte greu la început, să ne punem un pic mintea la contribuție. Nu există vârstă pentru un nou început. Atât voiam să vă zic. Nu există. Și gata, am terminat. Un leitmotiv și în ceea ce ați atins ceea ce spuneați ceea ce aud deseori este singurătatea și nevoia de transformare. Cumva acestea eu le văd interconectate. Poate că acordăm o prea mare importanță negativă ideii de singurătate, când deseori ea este un privilegiu. De fapt, transformarea propriu-zisă devine posibilă doar când ți-ai asumat ca privilegiu această singurătate, ajungând, fiind tu cu tine, să te cunoști într-un mod onest și autentic și de acolo, de fapt, să decurgă
fără cârje, fără cârje, fără agățare, ba de trecutul tău și tot balastul care este acolo, sau atașamente față de, de persoane care poate că frânează procesul tău, sau dimpotrivă ai falsa impresie că sunt catalizatori. Cum vedeți asta? Eu vreau să completez, pentru că tot ce a spus Mihaela este foarte valabil și funcționează bine cu persoana ei și cu energia ei. Eu, în cazul meu, am găsit o mare libertate când am învățat să spun sincer nu știu și nu pot. Mm-hmm. Pentru că le știam pe toate, le puteam pe toate, chiar dacă eram epuizată. Și acum îmi face o plăcere extraordinară să spun nu știu, nu înțeleg, nu știu. Nu știu, mi se pare că te destinzi cumva când reușești să spui aceste cuvinte și nu mai ești așa de încordat în tine însuți. M-a ajutat mult lucrul ăsta. Nu știu, nu pot și nu vreau. Mi-a trebuit mult timp să... De fapt, da. Nu a fost greu pentru mine. Două litere foarte greu de pronunțat. Pentru că am dat pe... Am deranjat un sistem întreg, familial, social, prieteni. Nu, știi, deodată, eu care mă rog. Dar cred că în Occident oamenii sunt mult mai rodați să fie singuri decât aici. Noi încă nu suntem rodați să fim singuri, dar circumstanțele sociale, economice ne obligă din ce în ce mai mult. De fapt, se și vede la sărbători, la nu mai este ce a fost acum 15-20 de ani când eram 20 la masă și duminica și tot. Nu știu, singurătatea este apăsătoare, vorbesc despre mine, poate să fie foarte apăsătoare, dar poate să devină și un confort în care ai foarte puțină toleranță pentru prea multă intimitate. Echilibrul este destul de greu pentru mine. La un moment dat obosesc și mă plictisesc de prea mult zgomot, prea mulți oameni. Am tendințe să mă izolez, dar cred că singurătatea este, nu știu, m-am mutat de curând, știți, și vecinul meu de sus a venit să semneze un act, o procură pentru cel care vindea apartamentul și îmi place unde stau, dar mă enervează că deasupra capului meu stă un libidinos. E un libidinos, nu-mi place. Și libidinos e o formă de lipsă de respect, pentru că orice ființă feminină este o țintă pentru el, indiferent că e cățel sau pisică sau nu știu. Și când a intrat acolo la notar să semneze și a pus imediat, a început show-ul, știi? Pozat, am văzut o femeie, mă rog. Și vai ce bine că veniți, nu o să mai fiu singur. Ce singur? Că îmi trope în cap în fiecare seară cu... Alte domnișoare, știu și câte kilograme au pentru că... Robo e diferit. Chiar mă rog să voastră singură. Poftim? Asta înseamnă că nu mai sunteți dumneavoastră singură. Da, dar nu-mi place compania. Și a intrat și a spus, asta apropo de măști, cum zicea Mihaela, a intrat așa, a făcut show, zice, ce bine, nu să mai fim singur, să-i mic loc, nu să mai fiu singur. Și m-am uitat la ea și am zis, singur v-a născut și singur o să fie. Da, da. Nu l-am mai văzut niciodată, l-am speriat. Dar mi-am dat seama atunci că efectiv sunt niște oameni care fac niște eforturi supranaturale, cu Viagra, cu bani, cu tot ce domnul nu mai avem chiar 20 de ani, ca să nu fie singuri. Și mie mi se pare puțin trist să văd că te agăți așa de mult în niște situații care nu mai sunt pertinente pentru tine, de fapt și te pun într-o lumină ridicolă, pentru că mie mi-e frică de ridicol. Eu cred că e să nu fiu ridicolă, de-aia încerc să fiu așa mai critică cu mine. Și zic, câteodată disperarea asta să nu fii singur, trebuie să înveți să fii singur și să găsești un oarecare împăcare cu singurătatea ta. Pentru că astăzi poți să ai o familie de 10 oameni și mâine se poate întâmpla ceva și nu mai e nimeni în jurul meu. Și ce faci atunci? Și apropo de schimbări, este mult mai bine să le întâmpini tu decât să dea ele buzna peste tine. Pentru că poți fi foarte, foarte
dure. Te poți, mai bine te duci tu în întâmpinarea lor, încerci să înțelegi în termeni concreți de ce ai sentimentele astea, de ce ai presimțirile astea, ce încearcă viața ta să-ți arate momentul de față, către ce încearcă să te îndrume, ca să nu vină peste tine schimbarea când nu ești pregătit, pentru că atunci este destul de cataclismic așa. Trebuie să învățăm să, nu știu, cred că trebuie să învățăm să avem încredere, nu sunt o persoană religioasă, dar sunt o persoană relativ spirituală. Trebuie să avem încredere că dacă vrem cu adevărat și e nevoie, putem să accesăm o prezență mai mare decât noi în viața noastră, care în general ne va ocroti cumva. Eu am făcut un curs de ezoterie când eram tânără, am fost într-o școală în Anglia un an de zile și era foarte complicat. Studiam mai ales religiile, toate religiile, dar mai ales islamul. Și studiam un scriitor, un mistic din secolul XII. Credeți-mă, am cărțile, nici acum nu le înțeleg. Nu le înțeleg, era mult prea mult pentru mine. Aveam colegi intelectuali mult mai în vârstă decât mine, care aveau mintea formată și tot. Și la sfârșit aveam o prezentare de făcut în funcție de un an de stat acolo și citit toate cărțile astea. Colegii mei au venit cu disertații, cu... m-am simțit prost. Și domnul care era, mă rog, guru sau liderul sau șeicul școlii și era un om ieșit din comun, mulțumesc că am avut ocazia să-l cunosc, i-a ascultat. Până a venit și rândul meu cu o foaie, știi? Și nu știam ce să zic, nu nimeream cuvintele astea abstracte, arabe, din Coran, și până la sfârșit am zis, noi aveam o obsesie că n-am avut o zi liberă într-un an. Toți speram că o să ne dea o duminică să mergem într-un sat în Anglia să bem o bere, să... mă rog, n-am avut, tot ziceam, o să avem duminica viitoare liberă, o să... și uite că a trecut anul și așa. Și m-a întrebat, și tu ce ai de zis? Și am zis, băi, nu știu, n-am înțeles, mare, dar știu că de acum înainte nu o să mai avem o zi liberă niciodată. Da, și a fost foarte mulțumit de răspunsul meu. Și, mă rog, ca să completez, cum eram imatură, noi un privilegiu mare era să-i pregătim ceaiul dimineața. Era într-un castel în Anglia foarte frumos și prima oară era rândul meu, ceaiul. M-am dus să-i pregătesc și am deschis ușa, el era în pat. Era un domn așa foarte corpulent și zic că eu să mă plac așa de mult, de așa veselă și tânără și steață. Și când am ajuns la ușă, m-a chemat înapoi așa foarte sever și mi-a zis, ce ai făcut? Ce ai? Zice, nu vezi că ceașca nu se potrivește cu paharul, cu farfuria? Unde îți dă mințile? Unde ești? E, peste 8 luni de zile a venit rândul meu să-i fac ceaiul din nou. Și de data asta, credeți-mă că am fost foarte, foarte atentă. Era ceaiul, ceașca cu trandafirii galben și farfuria galbenă, că m-a marcat un om ca asta, când te critică, nu e bine. Și m-am dus, i-am dus ceaiul, ca o pisică cu coada între picioare, m-am retras foarte repede, și, dar n-am putut să mă împiedic. Și am zis, și a fost bine de data asta. Și s-a uitat la mine și mi-a spus în limba engleză, draga mea, câteodată contează, câteodată nu contează. Da, de fapt, ceva, și ce este foarte greu e să cunoști diferența. Da, să știi că... Da, n-am uitat lucrul ăsta. Deci, da, apropo de tot ce am vorbit, da, în timpul ăsta care îl petreci cu tine, înveți când contează și când nu contează și să cunoști diferența. Da. Pentru mine singurătatea a fost momentul în care m-am așezat în mine. Mă întorc la Camino pentru că atunci când mergi, tot mergi, te gândești la început ce ai lăsat în urmă, te gândești la copil, te gândești la bancă, la cățel, la dacă de toate. Dacă ai chisușa, când ai plecat. Exact, la tot. Asta este prima perioadă. Măi, am lăsat ceva în urmă. Pentru că plecam pentru o perioadă mai lungă.
după care începi să te întorci înspre tine și descoperi și că ești ipocrită, și că ești comodă, și că ești mincinoasă, și cu ceilalți, și cu tine însăți, și că ești leneșă, și că ești invidioasă, și că ești de toate. Și când îți dai seama de toate aceste lucruri, nu te simți confortabil pentru că le vedeai în ceilalți. Și nu-ți place să stai în preajma unor oameni care au toate aceste atribute. Și te apuci să lucrezi la tine. Iar momentul de singurătate, pentru că am fost singură o foarte lungă perioadă de timp, vreo 6 ani, a fost tocmai momentul în care, voluntar sau involuntar, pregătită sau mai puțin pregătită, am lucrat la mine. De asta am zis că nu m-am simțit singură, pentru că chiar mi-am dat seama că am de lucru cât cuprinde. Așa a fost. Iar anul acesta, apropo de sărbători, un an de zile sunt înconjurată de oameni în toate colțurile țării și ale lumii. De sărbători am stat singură, am eu o vorbă că îmi doresc să mă împut în cămașa de noapte. N-am făcut-o în cămașa de noapte, am făcut-o în halatul de casă și a fost extraordinar de mine, o săptămână și jumătate. Bineînțeles că s-au supărat prietenele pe mine că nu m-am dus la ciorbica de Crăciun și la masa de Revelion și așa mai departe. Dar mi-a fost atât de bine să stau eu cu mine și cu drumul frecvente și... la frigider. Da. Nu? Greșit, mi-am adus totul în masă. Ok. Deci eu sunt foarte jumătate. Am pus fructe, mâncare, apă, suc, telecomandă, cărți, televizor, citit și de mâncat. Totul a fost de jur împrejur meu și mi-era greu că trebuia să ies seara să-mi scot câinele la plimbare. Da. De multe ori peste halatul de casă îmi luam... paltonul cel lung și îl scoteam pe gore la plimbare. Nu-i bine să fii singur, dar ești singur atunci când e nevoie pentru tine să fii. Și când te așezi într-o armonie, probabil, și într-o tihnă, atunci apar ființele care, așa mă gândesc, sau cel puțin așa s-a întâmplat la mine, apar ființele care rezonează cu, nu cu Mihaela aia dinainte, blambeacă, haotică, dându-se cu capul de pereți și panicată și oare ce face, ci cu asta care a reușit să înțeleagă niște lucruri despre ea și despre ce are de făcut cu ea. Atunci omul ăla e un pic mai echilibrat puțin și nu o să-i mai zici, nu o să-ți mai dorești să-l mai schimbi. Adică apar persoane cu care rezonezi. Cu care rezonează Mihaela, da, care se place pe sine și poate să fie cu sine însăși. Și mai puțin dependent. Exact. Așa. Exact. Și nu comparație. Și da, cred că asta este valabil pentru fiecare dintre noi. Da. Sunt aici. Întrebări? Abia așteaptă să-i provocați. Dacă vă simțiți mai confortabil să... Pune noi întrebări. O idee excelentă. Hai, Mihaela. Nu. Mă mai trezeți vorbind așa. Doamna Mariros. Nu, eu cred că lumea se simte bine. Și eu așa am impresia. Și probabil că dacă sunt liniștiți cu ce am discutat, un pahar de vin poate... Exact, asta aveam să spun, că poate că este mai confortabil să continuăm discuțiile și poveștile de la om la om cu un pahar de vin. Avem un rosé care este semifinalist la Cannes anul acesta. Și vinul roșu, la care vă invit, alături de Valeria, este prezentat în seara aceasta în premieră pentru noi. Suntem primii care avem vinul acesta roșu de la Crama. Eu am o întrebare pentru tine, Nina. Da, te rog. Cum te-ai simțit în clipa când te-ai întors spre femeie să scrii ceea ce ai scris? A fost un traseu firesc. Așa cum v-am spus la început, blogul în prima lui fază mi l-am dedicat mie. Mi l-am dedicat mie, acelei femei din urmă cu 4 ani, care avea nevoie să vorbească cu sine și despre sine, acesta fiind pasul spre a mă deschide mai mult, spre a ierta, spre a mă ierta, spre a accepta pe mine, în primul rând, și mă strădui în fiecare zi să accept ceea ce mai am de acceptat.
Și cred că a fost doar începutul unui, unui proces. Una foarte mică. Învăț. Deci învăț, sunt pe drumul acesta, mă strădui, mă transform. Trăiesc. Vă mulțumesc mult. Și noi. Mulțumesc pentru invitație, deci mi-a făcut plăcere.